Bună dimineața, prieteni, bună dimineața, bine v-am regăsit, ia uitați și matinali, sunt fetele în dimineața aceasta, ora este 10.52. Dar tu știi că ai și tu botez lângă tine. Știu, mamă, știu. Da, fusărăm la biserică. Știu. Da. Fusărăm la biserică. Așa vrei să mă duc, arată la prieteni cum să mă duc. Așa să mă duc? Păi și ce? Outfit of the day. Păi da, tu proaie din lumea, nu vedeam nimic. Păi da, cum să mă duc în pantalon de duminică? Păi și tai că tu în ce s-a dus? În training. Păi duce toată lumea. Ce faci aici? Gogoș. La mulți ani ce poartă numele Ion, Ioan, Ioana, Ionela, Ionel, la mulți ani domnul Ionel Pușchiță, la mulți ani, multă sănătate, la mulți ani Ioana din Germania, la mulți ani, la tuturor. La toată lumea, la Ioane, la Ion, la Ionica, la... Ionica, la toți, toți, toți. Această luminiță ce face cu spatele? Face treaba, mă. O doare mă sau. Da, îți făcut și un bine. Da. Ia, arată wow, la prieteni. Uite cu sclipirici. Și uite, le bagă la... Păi și ce vrei să stau cu ele așa? Să le port să ne pasă, mă. Mulțumesc. Mai dăm și mie apă, căcălită. Azi, prieteni, iar facem... Ce facem azi? Mâncăm, bem. Iar, să fim sănătoși. Mă duc la botez, înapoi. Am pus-o, ia vezi. Ce te doare, moșul? Creierii. Of, Doamne. Asta e a doua, a treia cafea pe care o beau până acum, prieteni. Da. Am fost și eu la botez, mă umpli de făină. Nu e problemă. Da. Vedeți, prieteni, îmi face cafeaua aceasta femeie. O lasă aici, să dă-mi apă și mie, călduță. Să mă, prieteni, n-aveam cum, am făcut cu lingura și am făcut cu mâna. M-am spălat pe mâini. Normal. Cu iar ai răcit. Da, toată noaptea l-am răcit. De unde tu răcit? Nu știu, că și Bobu m-a certat, Bobu, aseară. Aici ce e? Bobu a făcut un... din ăla, Irian. Bă, duc. Mai mult, ok. Da. Al mic unde e? În casă. S-a trezit? Mhm. Prieteni, știu, am zis că nu mai filmez. Am zis, omul la nerv spune multe, prieteni, dar mă filmez acolo. Ați văzut că nu mai filmez în fiecare zi. Filmez cu poșo, prieteni, că sincer altă sursă de venit eu nu am. YouTube-ul e pentru mine și tată și mamă și tot. Să faci. Acum mă scuzați, puteți să mă faceți în toate felurile, asta. În comentarii, asta e, mi-asum. Dar eu filmez, dragi prieteni, că altceva n-am de făcut. N-am mai filmat vreo două săptămâni și ceva, două, nu? Vreo două săptămâni, aia e, prieteni, mulțumesc. Mă dă-mă de lină apă. Da. Dar făină nu mai avem, mai dă aia două pachete, a fost? Da. Lasă că mă ajungi. Ce bun, nu-i bun. Ce faci, fogăci? Nu știu ce vrea lumina, pe cinci, pâine, ce faceți? Nu, mă. Nu am nimic. La mulți ani Ion, nașul lui David. La mulți ani Ion Alexuțu. La mulți ani Alex, Ionuțu Alexandru, adică vorbim de copilul lui Lumina. La mulți ani Ionuț, băiatul lui Steluța. La mulți ani Ionul nostru din casă. La mulți ani Ion. Păi specialul nostru e primul. Bun. Și la mulți ani Ione, e ziua lui de naștere, copilul lui Andrei, nepotul meu. Da. La mulți ani.
La mulți ani, Alex, te iubește baba mult. Da. Te așteptăm pe la noi, Alex. Și de ziua ta o să-ți fac o surpriză. De Paște, cred că. O să-ți iau în brațe. Să te strâng. Pe mine nu mă oprește nimeni. La ziua ta o să-ți aduc eu permanent. Venim pe... Permanent. Anunț. Venim da. Anunț. Nu e amenințare, nu e nimica. La ziua ta o să vin eu. La ziua lui Alex, să știți. O să-ți aduc eu cadou. O să venim acolo. Nu e amenințare, nu e nimic, nu e certul nimic. Venim acolo la Alex, ca să știe toată lumea. Păi, mama! Vreau să vin la copilul meu, că știi cum e viața, e scurtă. Oi fi, nu mai fi la anul. Și asta așteaptă omul de la orice. Oh. Și așa vreau să fiu lângă nepotul meu. Oh, de iar începe azi. Pe mine nu mă oprește nimic. Cine nu-i convine când mă duc acolo, să iasă afară. Mergem acolo. Lasă-mă, că nu sunt ei oameni doi, gata. Mergem acolo și nu ne dau, nu spun nimic, mergem la Alex, luăm în brațe, îi dăm cadou și... Și atât am plecat. Și atât. Nu stăm. Alex, să spun cu ce? Merge și lângă pat, dacă scu la noi, știi? Eu și cu tine. Da. Dormea la mine în pat. Cel mai mic. În chiloței. De copil a fost. Cum vine el așa mic, așa cu părul mare? Na, ai văzut? Ce? Ce? Iar azi, iar ce? Se ia cu mine, că am pus camera pe ea și a tras ușa să vină spre mine tare, să mă lovească. Nu. Hai, cum era Alex, când era mic cu părul mare, el în planinuț, așa vine el pe poartă... Dansând așa cu picior. Atât de invidios era pe David. Când era mic la mușcat. Nu era David atunci. Da. Era David, când s-a născut David, nu era Leonardo. El era mai mic. Și el era mic. Și el a văzut era... că stau cu David în brațe și l-am lăsat acolo cu el în pat până eu și treceam. Și l-am lupat pe David mic. Și era afectat prietenii Alex de familia asta noastră, adică da. Mamă cu mine și cu Mădălina, eu și cu Mădălina l-am crescut pe Alex. Și el, și că, hai că-l pup, și eu îl pup, îl pup, și l-am mușcat de sână, așa, Alex, de ce l-ai mușcat? Păi, dar eu eram primul. Dar pe Leonardo cum spunea, cine l-a dus, duceți-l înapoi, l-a scutat. Dar eu eram primul tău copil, mă, de cum adică, acum e David, de asta l-am pușcat. Bine, scuțat. Îi aduceam ex cu... A mamă. Cu sacii ai mie, nu așa? Da. Păi era primul nepot. Haine numai de haine, doamne, cu saci, pe bune, cum îi aducea, doamna. Mamă, dar... Ziua lui Alex e pe 10, da? Da. Și bunicul Țapu când a murit? Nu mai trebuie. Când s-a născut Alex? Când s-a născut? Nu, nu. Nu. Păi și mi-a mult de gruzică. Vezi și deci luna asta e, nu? Da. Nu mai lasă. Nu mai vorbi acum. Nu mai vorbi. Cât are mama? Are de când? Are... Cine? 13. Asta-i. Coca. Mă duc să văd. O, stai aici, unde te lasă? La carne. A, la carne. Ia du-te. Filmează tu. Iar mă filmez în ochi. Fiecare dată când el mă filmează, el are dreptul să mă filmeze direct în ochi. Dar eu când îl filmez pe el un pic mai în ochi, nu mă lasă. Unde e lumina? De aici? Ne scuzați un pic așa. Am pus aici afară. Păi piciorul? A, încă n-ai pus piciorul. Ok. Păi nu trebuia întâi piciorul? Da. Hai că plec. O duc. Mă duc la frate mai târziu. N-a pus. Lumina n-a făcut nimic.
Acum lumina pune piciorul. Încă nu l-am pus. Uite ce fac buza, mă. Stau și îmbrăcată. Tu și David. Da. Coca o să crească. O să facem plăcinte. Ce să facem? Da, dar mă dă tu un pic carcavele de dimineață. De ce? Cine? Eu. De ce am făcut? Apoi a venit și eu de la botez, nu găsesc nimic, mâncarea lui pe foc, nimic, a... Da, lasă-mă, mă, și eu îmbrăcată. Ne facem mai târziu. Facem noi mâncare mai târziu, acum noi mergem la neamuri să mâncăm, la vecini. Băi, da. Să bem și pe seară mâncăm noi. Păi, da, vine iubii meu să găsească mâncare de frică, că mă rog să nu mă lasă. Iubii meu! Iubii. E frică și asta, să nu mă lasă. Deci asta... Ai pus și tu o seară. A? Mă, nu se pune. Cine zice că se pune în seara asta busuioc supernă? Lumină. Nu, mă, așa de păritate. Nu e. Nu, mamă, era de Sfântul ăsta. Andrei. Sfântul Andrei. Nu era acum. Nu e de Sfântul Ioan. Ba, am ieșit în seara asta. Ia. Facem turtă sărată, să-i dăm lumina să mănânce și după aia să mai bea apă. Și după aceea să viseze că îi aduce apă, fă-te frumos. Tu, Dănuț, nu-ți pui? Mhm, să-mi pun și eu în seara asta. Ce să pună? Busuioc să vadă cine îi aduce apă. Cine, mamă? Nu ești însurat. Păi ce, sunt coapte? Nu e coapte, mamă. Păi nici eu nu sunt coapte. Păi nimeni, nici un țigan nu e coapte. E concubinat. A, concubinat. Suntem în concubinaj. Da. Și ce înseamnă, mă, actul ăla? Cine ține actul ăla? Nu, dacă ești că gata, au, suntem căsătoriți cu acte. Păi da, mă, la sărac. Pentru ce? Pentru o foaie? Păi da, cu foaia aia, dacă suntem așa și am, dita mai averea pe numele meu, casa, mașini, alea, terenuri, nu, bani, îi dăm pe jumătate. Cred că de asta Bubu stă cu mine. E frică. Vrei, vei? Da. Lasă-mă, mă, că nu e adevărat. Asta cu actele, gata, suntem în acte, parcă ce? Da, da, să vă zic ceva. Eu mi-l-am spus. Ce facea? Moșul lui David e cununat cu lumina. Așa. Sunt cununați. Chiar dacă sunt ei despărțiți pe lumea asta, peste 60 de ani, când se va întâmpla să meargă în ceruri, acolo la acela tot puternic, o să fie împreună. Atunci eu nu să mai mor. Eu nu să mai mor. O să fie împreună, pentru că sunt cununați. Când o să vină moarte, o să zic că nu mă. Știi cum e vorba aia? Știi cum e vorba aia, mamă? Dacă nu pe lumea asta, atunci pe lumea cealaltă. O să fie împreună. Păi da. Da. Păi nu, asta e serios. Și cum trebuie să băgăm divorțul ăla? N-ai cum. Mă pocuiesc și mă duc pe partea altă. Nici acolo să nu fie. Deci o să fie cu moșul. Păi depinde. Păi să pocuiești, auzi. Eu mă duc în iad. Și păi nu știi care e chestia. Păi tot trebuie. Tu dacă te duci în iad sau da, în rai... Da, jumate, până jumate. Vine da. Și el. Da. Da. Deci, o să fii cu... iubirea veții tale. Și tu? Și tu? Cu niciuna. Nu, cu niciuna. Păi el nu merge, mamă, cu niciuna, că el... El se duce în jos, dacă nu știu, eu vreau să-l găsesc, dar cred că îl pun și zic că aici, pe cinuță, vecinul meu, băiatul lui Tarzan, îl pun să mă cunune, că este cununat și dacă are plăcerea să mă cunune și pe mine la vară. Eu fac acum cununia cu taică. Da? Că e taică-sul Tarzan și el e cununat de domnul Tantiț și el mă cunună pe mine, dacă are plăcere la vară. N-avem nicio pretenție. Nu avem pretenții. Nu suntem pretențioși. Nu. Iar trag din nas. Eu. Și iar se iau prieteni de mine aricile, iar tragi pe nas. Dar nu știu ce. Da. De unde învață-o? Ce faci cu ele? Să o facem de reței. Nu știu. Măseaua. Nu mai știu ce n-ai durere de măsea. Nu te rog, da. Mamă, ce a fost azi dimineață. Trebuie să mă duc cu David neapărat. Da. I-a picat prieten. I-a luat banii aia seară
Și zicea, mi-a ajunge ăsta să scoți dintele. Unde avea un dinte de lapte și nu i-a picat când trebuia dintele ăla de lapte și a dat altul care trebuia, nu a dat în locul ăla, a dat peste ăla, deci nu sunt așa, așa. Da, da, și trebuie să... Și a picat dintele acela și acum ăla tot are în locul ăla și să mă duc și eu să văd ce se... Da. Din cauza asta m-am făcut aparentar, cam tot nu știu ce făgeam, mă știi? Nu aveam dinții așa drept. Ai căzut, direct. Ei aveam, uite așa. Ai căzut direct cu gura. Din căruță. Așa le aveam. Dar mulțumesc lui domnul Alin Soare. De pe scară. Am lăsat-o pe baba cu toianga cu el să mă duc. Și cum a făcut? Orică copii a tras căruțul. Cea mai tare fază, prieteni, când aminteam astăzi la noi, baba dădea interviu bunică, un suie. Ce-a făcut? N-am făcut nimic. Da. Păi și atunci, de ce doamna mintea mascați? Păi eu știu să trezească copii. Să da. Să trezească copii. Da. Și la ani ei, la prieteni, cum sunt alte femei, la ani ei care vine mirosul ăla de bătrân, ea era... Parfum mirosa după ea. Fum. Și crema Nivea nu lipsea. Da. E foarte Florin, de acolo am învățat toată ziua cu Nivea pe față, pe mâini. De la bunica? Da. Avem 16-17 minute. Da, să fie acolo, să vadă prietenii. Să sărbătorim aici, poate sunt Domnul. Facem așa. Ba nu, dă-te mai îngrijă așa. Stai că trebuie lumea cu găina ei. Prieteni, sunt sănătoși, vă mulțumesc, prieteni, acum îmi cer scuze că am zis la nieri, vă dați seama. Așa vă vești. Așa sunt eu, prieteni, cum să vă zic, eu am o gură spurcată, să zic așa, recunosc, eu am o gură rea, spurcată, vorbesc, doamne, la nieri, ce nu vorbesc? Deci după aia... Și după aia, după 5-10 minute, îmi pare rău, regret ce am vorbit, ce am făcut, dar eu am un suflet, acolo cu nicel, sufletist. Sufletul, mamă. Ia uite. Da, prieteni. Închide și achei muzică. Nu uitați, prieteni, să vă abonați, să... Restul. Da, prieteni, ia uitați, că te-am zis de Nemișu, tot l-a primit tata pe Nemișu, îi pare rău lui tata. Ia plăbește condiții. Da. Îi pare rău lui tata din Nemișu că n-are unde să doarmă, că frică, alea, că n-are țigări, alea. Da. S-am lăsat așa. Uite ce făcut buzica ce m-a primit. Da, prieteni, nu uitați să vă abonați, să dați un like și îmi cer scuzele la toți prietenii mei că am zis că nu mergem, dar vă rog frumos, haideți, ajutați-mă și pe mine să creștem, urmăriți-mă să vă arătăm în fiecare zi tot ce facem. Nebunii, mâncare, chat-uri, discuții, absolut tot. Vă pup și vă iubesc și la mulți ani tuturor și poartă numele de Ion, Ioana, Ionel, Ionuț, Ionică. Nu uitați să dați un like pe cum se spune? Stai să-ți zic eu la mulți ani mamaiță că e și ziua ei azi, că se cheamă Ioana. La mulți ani mamaiță. La mulți ani mamaiță. Că ea ne urmărește, nu ratează niciun vlog. Da. La mulți ani mamaiță, la mulți ani multă sănătate. De Sfântul Ion. De Sfântul Ion, așa. Să fac și eu acum. Nu uite să dați un like pe omositor pe Facebook, Dănuț Max, pe Instagram, Dănuț Max, pe TikTok, Dănuț Max 1 și pe OnlyFans. Și pe OnlyFans, Dănuț Max 2. Știam că de aici apoi. Dănuț are cont de Only. Gata, prieteni, vă pup și ne auzim mai târziu. Lasă să mergem să luăm o, gata.